Vreo 5-4%. La Ioanești, uite. Pescuit la Ioanești pe 15 februarie 2016. Țin telefonul să scap una. Asta e captura zilei. Care să arătăm și noi pește. Eu să n-am musculiți. Nu pot să lucrez eu cu o mână să mă joc. Niște musculițe mici. Mai e greu cu telefonul. Și să filmez și să prind. Prind cu stânga, ia vede. Mă rog cu șeful, că mai prinde câte ceva. Pentru ce v-a făcut dosar? A, poliția asta? Polițistul de dea cu parașuta și după aceea ți-a făcut un matat dosar pentru parașută. Da. Dar am înțeles că nu e nicio problemă, nu faci pușcării ăsta niște. Am fost la Drăgășan, m-am judecat cu ăștia, plecasem prin Moldova, a trebuit să viu de acolo. Am pierdut serviciu pentru proces, pentru drag. Așa complicat a fost? Da. Te-ai chemat la judecătorii la Drăgășan? Da, la tribunal. Dar ce stai cu problema urmă? Ți-a dat amendă? Că să-mi dea 20 de milioane amendă. Aha. Și am avut un nasul ca București, nu știu ce, intervinta aia, am plătit 6 milioane. Dacă hai de eu și-a păsit bietul omul, băi. Pentru o parașută. Și dosar penal, e făcut ce se. Bă, fraților, eu vă spun așa. Și acum rămâne coada, adică e acolo. Ascultă-mă puțin aici. Anul trecut, când era pe interzis, veneam în mijlocul Bucureștiului, doi inci, vedea cu parașute. Aia știu, de am văzut. Bă, Dâmbovița, mă. În capitală, n-am mai văzut de aici. În jumatea capitalei de la parașută. Da, mă, om pe ca lumea. Vezi flagelul ăsta ce a luat amploare? Văd, de ce nu mai trage ăsta la muscă? Mă vede muscă. Vrea să schimb muștele? Vrea să schimb muștele? Nu sunt, da, nu mă sunt cam. Nici la alea nu trage, nici la. Nici la alea nu trage. Hai bă, hai să strângem, da.